Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod. Capture 2. Broken Heart. No, luni mai târziu. Anna was training to combat for America when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Filmez după live-ul de patience, however, was not one of Anna's strong suits. Am un pic lag. Și nu înțeleg de ce. Am un pic. Dă un cap. Ia un cap. Nu e mă vreo cheie pe aici. Aha. Oh. Trebuie să fiu atent. Aia a fost. Te tem pana aia de porumbel. Prost. Opa. Ia uite-l mă al naibă de scaun. Sam, deschide-te. Ce râzi, mă? Na, 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 na. Ce ai fa, Tom? Ce-a făcut, mă? Taxi, mai e. Buddy. Ăla e prost și nu știu, mă, să fac o roată. Chiar un halul ăla. Pe ce lași, mă, știu? Parcă asta era bună pentru mașina. De unde se ia o sticlă cu apă? Aha, deci. Ah, nu e. Ok. Oh. Ok. Mă face bine. Merci.
Merci, madame. Asta alergă de zici că acum explodează tot. Femeia! Luptătoare! Oh. Frumos! Foarte tare! Mamă, ce la limită! Păi, și scăpasă nebă. Hai că le înveți locurile. Ia uite-l. Ce tare. Mamă, la limită, frate. Mișto. Răilor. Bă, las-o încolo de treabă. Hai, chiți. O lovitură să mai iau și am berit-o. Faci mișto de mine. Pe cât mers răi. Ah. Bine că mă luai de la capăt. Asta e bine. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Asta e medic sau asistent. Oh.
7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. Ce morți. Conflict, however, raged on. Ok. Uhu, 3. Qua faut changer? Pour la connue. Eh, violon, faut couper la connue. Uite în piciorul. Hei, violon, vei la atacă altării moa. Nu, 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 nu. Hei, ho, ho. Perfect. De ce ai făcut? Tăie din picior un pic? După aia lipi? Eu vă venit. Da, du șoc puțin. O, mă, că vă ajut pe fiecare în parte, așteptat. Trebuie să văd de unde iau apă, alea, și ție bandaj. Alea, mamă. Aștept. Chiar nu-mi dau seama. Mai du-ți ce să vă văd. Ia mă să văd de unde fac. Ia. Du
Ce vrei? Așteaptă. Îți dau un cap cu băta și ăla. Chiar nu-mi dau seama. Încet, încet. Oh, că te duci și ție cârja de tenebă. O, că-l bandajez pe ăsta. După aia vin la tine să-ți dau apă. A, dar i-a aduc cânja alea și pe aia. Că te-o să prind drum. Ăstea e hârletele, îți face cârge tare. Ce alergă săraca fată. Și ne mai vreau ajutor. Ia uite la bă. Dresam. Oh, injecție. Huh?
ce fac, mă? Nu-i reușesc. Hai, bă, las-o. Pe apăs exact. Chiar atunci. Acum mereu de la fapt. Așa. Glonțul e scos. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already here. Ce nebun. Ai fata. Oh, resuscitează. Iar muri, mă. Bur. Da. Sean. Și pentru ce? Mă urc eu.
mă duc să eu până acolo. Mai trebuie unul mic. La unde îl găsesc? Mă uit-o mai bine acum. Dar nu știu. Ia, ies afară, merge. Ia te văd la beana la mine, bă, dar nu ești picioare. La beana bru. Este o ce mecherie. Perfect. Merci beaucoup. Merci. Mă audem. Să mă auzim un tușit. Ce am fost? Parla, Martin! E gravi! Chiar nu-mi dau seama.
Revin după ce o găsesc pe aia sau cine, pe cine trebuie să mai găsesc. Trebuia să mă duc înapoi în castel și de unde o salvai pe ăla de a avut piciorul luxat. Trebuia să... Ce-i asta? Și trebuia să apăs pe o săgeată în jos ca să intru în altă chestie asta, cameră, cum ar fi. Haide! De unde e? Nu fi pe aici? Nea. O ceașcă. Doar pentru o ceașcă veni eu până aici. Chiar nu știu. E ce rechie, bă, lasă-mă. Păi... Să te amu și bine.
Iau toate posibilitățile. Care naiba fi, mă? Iam. 4. 6. Prea simplu. Oho. Perfect. Ce mă asta? Așa, și asta unde mă duc? Sus? Dai seama. Pe unde neaba trebuie, mă? Afară? Dai seama câtă muncă pentru o chestie asta. Ah, acolo sus, cred că. Caca catul. Ah, hai ca dubi bine. Așa. Ți-ai revenit patul? Merci beaucoup. Merci beaucoup. The governess revealed to her that her father, an imminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorf, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Need for Speed. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna
wasn't going to let him slip away. Yeah. Oh my god. Așa ascuns. Fecho. Ich wäge der Aster dabei. Ne. Ach du Blöd. Der Jepse. Chat. Я сажу длинный. Я утону. Scrisoare. Oh, am murit. Băgam ea și picioare. Așa. Donko. Hai, mă, să ajutăm. Să-l ajutăm, adică nu s-o ajutăm. Well? Hey! Bă, mă leși. Thank you.
uite, că tu poți să treci pe acolo. Oui, bon chien. Bun băiat. Trebuie să dau un aia să fac. Ia asta, cred că-mi spune. E. Aha, aia a fost. Am nimerit. Haide, sus! Ia-l! Să-l ajutăm și pe ăsta. Hai bă, las-o. Cam apăsat. Dă neba. Hai că reușim. Pa, pa. Bă, dar ce scăpare are generalul la plus. Da, trebuie să-i dau la cap. Așa, mă. Trebuie să o iau de la cap ca să fac la prima misiune sau... La prima misiune și pe mine. Ca să pot să trec mai departe. Mai are bubuie. Hey, whoa, get away, boy. Haide. Perfect. Whoa.
shoot, Walt. 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 Get out of here. Ia du-te mă tu înapoi la... la ăla. Fugi, 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 fugi! Ia, ce ai luat-o? Cuțit! Aha. Trebuie să-i dau ăstuia. Lucru în echipă, frate. Lușul. Dar nu-l pot să eu să ia. Așa, așa. Un bucătar ce poate să fac.
sunt pe ăla. Ce să mai fac? Uite-o. Să va aller, allez. Emile? Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. February 21st, 1916. Winter.